Dacă astăzi am fi adunați să încredințăm una din lucrările Bisericii unei persoane dintre noi, ce îi spune? Numiți-l cum vreți dumneavoastră. diacon, prezbiter, responsabil de lucrare, responsabil de sferă de lucrare. Dar ce îi spune? Cum l-ai încuraja? Ce îi promite? Despre ce l-ai avertiza? Eu să primește ștafeta de la Moisend, Deuteronom 31. Și acest text ne vorbește despre aceste lucruri. Și intrarea în slujire o să descoperim, stând în fața acestui text, că este una din ocaziile în care descoperim un lucru. Cât de departe sunt gândurile lui Dumnezeu de gândurile noastre, așteptările lui, de așteptările noastre, căile lui, de căile noastre. Capitolul are trei secțiuni. În primul rând, noul conducător, Iosua, îl înlocuiește pe Moise. După aceea este poruncită citirea publică și periodică a legii în fața întregului popor. Și apoi este un amestec ciudat în ultima parte a textului. Împuternicirea lui Iosua și anunțarea răzvrătirii poporului. În prima secțiune... Iosua este chemat, este adus înaintea poporului, este prezentat, este încurajat, poporul este încurajat de către Moise, vechiul conducător. Dar vă rog să urmăriți ce face Moise. După primele două versete, el devine doar un prezentator care anunță cine urmează să urce pe scenă. El însuși este primul personaj care urcă pe scenă. Și rămâne în umbră pentru tot restul capitolului. Și astfel, el arată clar că adevăratul conducător al poporului nu este el. Nu va fi Iosua, ci întotdeauna adevăratul conducător al poporului este Dumnezeu. Moise se uită în trecut, numește ultimele victorii, cuceririle. Dar nu felicită poporul. Spune că sunt biruințele lui Dumnezeu. Că El a fost secretul. Se unită înainte spre viitor. Cu încredere. Datorită lui Dumnezeu. Nu datorită noului conducător. Iată primele șase versete. Moise s-a dus și a spus următoarele cuvinte înaintea întregului Israel. Astăzi eu am 120 de ani și nu voi mai putea să vă conduc. Iar Domnul mi-a zis, tu nu vei traversa Iordanul. Domnul Dumnezeul tău va traversa El însuși înaintea ta. Va nimici națiunile acestea dinaintea ta, iar tu le vei stăpâni. Iosua va traversa în fruntea ta, așa cum a vorbit Domnul. Domnul va face cu ele tot așa cum le-a făcut lui Sihon și lui Og, regea moriți și țărilor lor pe care le-a nimicit Domnul. Domnul vi le va da vouă, iar voi să faceți potrivi cu toate poruncile pe care vi le-am dat. Fiți tari și curajoși, să nu vă temeți și să nu vă îngroziți din cauza lor, fiindcă Domnul Dumnezeul tău va merge împreună cu tine. El nu te va părăsi și nu te va lăsa. După aceea, Iosu ai chemat pe scenă, dar nici el nu rămâne în centrul atenției. De ce? ca să transmită aceeași lecție. Adevăratul conducător al poporului este Dumnezeu, nu un om. Moise privește din nou spre viitor, uitându-se la Iosua și o face cu o încredere uimitoare, dar nu datorită vârstei lui Iosua, nu datorită abilităților lui Iosua, ci datorită faptului că Dumnezeu este credincios și își va împlini promisiunile făcute poporului său. Moise l-a chemat pe Iosua și a vorbit înaintea ochilor întregului Israel. Fii tare și curajos, pentru că tu vei merge cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat strămoșilor lor că le-o va da și îi vei conduce la moștenirea lor. Domnul însuși va merge înaintea ta și va fi cu tine. El nu te va părăsi nici nu te va uita, să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți. Acum, rolul conducătorului este foarte important în poporul lui Dumnezeu. E suficient să citim istoria biblică și să descoperim acest lucru. Nu e tot una dacă ești fiul lui Iacov, cu bune, cu rele, preocupat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Să își fiul lui Esau, care nu este interesat să fie parte la planurile lui Dumnezeu. Nu este tot una dacă conducătorul poporului este Moise, omul îmblânzit, omul înnoit de Dumnezeu sau e faraon, mult mai puternic, dar arogant și împietrit. Nu este tot una dacă preotul de la casa Domnului este unul din fiii lui Eli, niște de oameni de nimic, spune textul. Sau? tânărul Samuel, dispus să asculte vorbirea lui Dumnezeu, dispus să crească în ascultare de Dumnezeu. Nu este tot una dacă profetul care vorbește și ajunge la inima ta este Eremia, omul care cunoaște atât de bine inima lui Dumnezeu. Sau Hanania, omul convingător, care te face să crezi ceea ce îți spune, dar spune o minciună și te face să te răzvrătești împotriva Domnului. Sănătatea spirituală a poporului Domnului depinde și de caracterul, de credincioșia și de învățătura slujitorilor Lui. De aceea, Scriptura are texte clare și Noul Testament, care vorbesc despre așteptările lui Dumnezeu de la slujitorii Lui. Și aceste texte ar trebui să fie folosite de noi, nu doar în momentul în care încurajăm un nou slujitor, în lucrare. Evaluarea inițială. Și apoi lăsăm să se descurce singur. Ce trebuie folosit în permanență, pentru că sunt ținta noastră, așteptarea lui Dumnezeu de la noi. Periodic ar trebui să le transformăm în textul nostru de studiu, în lista noastră de rugăciune, în lista noastră de evaluare, ca să știm ce vrea Dumnezeu de la noi. De fapt, este un mod practic de a arăta că adevăratul conducător al poporului nu este un om, ci este Dumnezeu. Și locul cel mai înalt la care noi putem aspira este să fim slujitorii Lui. Nu ne putem dori nimic mai mult decât asta, să fim slujitorii Lui. Va fi mare între noi, nu acela care se va face cunoscut cel mai bine pe el însuși, ci acela care îl va înălța cel mai mult pe Iisus Hristos în mijlocul nostru și îl va face cel mai bine cunoscut. Și Moise se face tocmai acest lucru în momentul în care se pregătește să părăsească scena și încurajează noul conducător. Moise este preocupat ca încrederea, atenția întregului popor, a noului conducător, să fie câștigată numai de Dumnezeu și să rămână acolo. Momentul schimbării de ștafetă e critic pentru orice comunitate. Și unul din lucrurile care se vede atunci este în ce ne punem încrederea. În vechiul conducător, în noul conducător, sau în Dumnezeu. Unde este încrederea noastră? În ce este nădejdea noastră? În oameni? Sau în Dumnezeu? Puterea noastră nu se măsoară prin abilitățile noastre, numărul nostru, ci prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și lecția pentru popor și pentru noul conducător este aceeași. Vreau să observați cât de asemănătoare sunt cuvintele pe care Moise le spune poporului și lui Iosua. În primul rând poporului. Fii star și curajoși să nu vă temeți și să nu vă îngroziți din cauza lor, fiindcă Domnul Dumnezeul tău va merge împreună cu tine. El nu te va părăsi și nu te va lăsa. Și apoi cuvintele pentru Iosua, în mod personal, sunt foarte asemănătoare. Fii tare și curajos. Domnul însuși va merge înaintea ta și va fi cu tine. El nu te va părăsi, nici nu te va uita. Să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți. Adevăratul conducător al poporului. Este Dumnezeu, nu un om. În versetele 9 la 13 este poruncită, este cerută citirea publică a legii. Acum noi suntem în a doua duminică de Advent. Mai sunt două săptămâni și urmează Crăciunul. Și așteptăm sărbătoarea întrupării Fiului Domnului. Și vă invit să ascultăm aceste versete având o întrebare în minte. Ce-și dorește, ce așteaptă Dumnezeu să se întâmple în sărbătorile noastre? Atunci când noi ne adunăm împreună ca și popor al Lui. Moise a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților leviți, care duceau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a poruncit zicând... La fiecare șapte ani, în anul iertării datorilor la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului vostru, în locul pe care El îl va alege, să citiți această lege înaintea întregului popor, în auzul lor. Să strângeți împreună poporul, bărbați, femei, copii și străinul din cetățile voastre. De ce? Ca să asculte și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru și să păzească toate cuvintele acestei legi, împlinindu-le. În felul acesta, și copiilor care nu o cunosc, o vor auzi și vor învăța să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru. Tot timpul cât veți trăi în țara pentru care treceți Iordanul, ca să o stăpâniți. Biblia menționează doar două momente, doar două ocazii în care această poruncă a fost împlinită. Prima dintre ele a fost pe vremea regelui Iosua. Reforme conduse de regele Iosua. Și ei renovau balcoanele templului și în timpul șantierului au găsit cartea legii, au găsit deuteronomul. Și citind-o și-au dat seama că îi trăiesc împlinirea acestor cuvinte, că sunt sub mânia lui Dumnezeu că -i gustă pedeapsa. Și ce-au făcut? S-au smerit, s-au rugat, au alungat din țară idolatrii, au alung alungat o parte din preoții păgâni, pe alții au înjunghiat, au distrus altarele păgâne, s-au întors cu inima spre Domnul, au sărbătorit Paștele și au ales, au declarat că ei vor să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Și au gustat ceva din bucuria întoarcerii la Dumnezeu chiar dacă n-au putut să schimbe sentința pe care Dumnezeu a dat-o din cauza domniei lui Manase, ceva totuși s-a schimbat în viața poporului. A doua ocazie a fost pe vremea lui Ezra și Nemia. Au ajuns în robie, așa cum a anunțat Domnul, și s-au întors. Și din nou zideau, de această dată zideau Ierusalimul. Și după ce au citit legea înaintea poporului, Ezra și Nemia au strigat, nu vă întristați, căci bucuria Domnului este puterea voastră. Și tot poporul s-a bucurat. De ce? Căci înțeleseseră cuvintele care le fuseseră explicate. Daniel Bloch spune, în esență, închinarea înseamnă să avem parte de o audiență cu regele Universului. Și întotdeauna ceea ce el spune, prin cuvântul lui, este mult, mult mai important decât ce avem noi de spus. Și noi ca biserică, noi ca și popor al lui Dumnezeu, trebuie să redescoperim încrederea că atunci când noi citim cuvântul lui, noi de fapt auzim din nou glasul lui. Îi cerem să ne vorbească din nou. Dar spune el, în efortul de a fi contemporani și relevanți, uneori din greșeală și adesea din neatenție, Respingem citirea scripturilor ca pe o fosilă a cărei vitalitate și utilitate au murit cu mult timp în urmă. Și în acest proces înlocuim vocea dătătoare de viața lui Dumnezeu cu bolboroseala nebună și seducătoarea muritorilor. Iar posibilitatea închinării autentice e exclusă. E exclusă. Atunci când oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, ei vor învăța să se teamă de Dumnezeu și când vor învăța să se teamă de Dumnezeu, vor asculta de El. și vor încredința inima voi lui. Semnul, spune el, semnul unei întâlniri autentice cu Dumnezeu, unei închinări autentice, este viața noastră transformată după voia Lui. Este semnul închinării autentice. Mai avem două săptămâni până la Crăciun. Probabil că orarul celor mai mulți dintre noi se va aglomera tot mai mult. Tot mai mult. Dar, oare vom sărbători cu adevărat? Oare vom face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi? Oare va fi bucuria Domnului și puterea noastră, cum le spuneau Ezra și Nemia poporului? Gândește-te la decizii, la problemele sau la bucuriile pe care le-ai în această perioadă. Cine are ultimul cuvânt în dreptul lor? Tu? Ci din jurul tău? Împrejurărilor, răspunzi situațiilor urgenților în care te afli? Dumnezeu sau diavolul? Cine are ultimul cuvânt? Hai să simplificăm lucrurile pentru că de fapt avem doar două opțiuni. Avem doar două opțiuni. Cine are ultimul cuvânt? Dumnezeu sau diavolul? atunci când respingem glasul lui Dumnezeu, singura alternativă pe care o avem este să-i dăm ultimul cuvânt în viața noastră diavolului. Chiar dacă de o grămadă de ori e atât de bine mascată vocea lui, încât spunem, e părerea mea, sunt dorințele mele. Majoritatea celor care mă cunosc îmi confirmă că eu sunt pe drumul cel bun. Și îmi confirmă părerile. Dar în esență, noi suntem de fapt ucenicii unui stăpân din domeniul spiritual. Și sunt doar doi stăpâni în domeniul spiritual. Și noi le purtăm mesajul. Că știm, că nu știm, că o recunoaștem, că nu, că nu o recunoaștem. Noi purtăm un mesaj. Și fie suntem ucenicii diavolului, fie suntem ucenicii lui Hristos. Și noi alegem ce mesaj purtăm. De aceea, noi se insistă pe citirea periodică, publică, alege. Acum, indiferent cum o facem, public sau privat, cu vocetare sau în gând. Noi avem posibilitatea să alegem de cât timp, în ce loc, în ce mod trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu ca să se întâmple aceste lucruri în inima noastră. Să învățăm să ne temem de Domnul, să învățăm să Îl ascultăm. Dumnezeu ne dă această libertate să alegem cum apucăm Cuvântul lui, dar ca să se împlinească ceea ce El își dorește pentru noi. Ultima parte a textului. Este cea mai intrigantă, pentru că aduce împreună împuternicirea lui Iosua pentru slujba care stătea în față cu anunțarea răzvrătirii poporului. Și în permanență aceste două lucruri sunt împletite, sunt amestecate în text. Domnul i-a zis lui Moise, iată că se apropie ziua de morții tale, cheamă-l pe Iosua și înfățișați-vă la cortul întâlnirii ca să l împuternicesc. Moise și Iosua au venit și s-au înfățișat la cortul întâlnirii. Atunci Domnul s-a arătat în cort într-un stâlp de nor, iar stâlpul de nor s-a oprit la intrarea cortului. Domnul le-a vorbit lui Moise, iată, tu vei adormi alături de strămoșii tăi, iar poporul acesta se va ridica și se va prostitua. Ducându-se după Dumnezei străini, ai țării în care vor intra, mă vor părăsi și vor rupe legământul pe care l-am încheiat cu ei. În ziua aceea mă voi mânia pe ei și voi părăsi. Îmi voi ascunde fața de ei și vor fi nimiciți. Multe rele și necazuri vor veni peste ei și atunci vor începe să se întrebe... Oare nu ne-au ajuns aceste nenorociri din cauza că Dumnezeul nostru nu este în mijlocul nostru, iar eu îmi voi ascunde fața de ei în ziua aceea, din cauza tuturor faptelor rele pe care le-au comis, întorcându-se spre alți Dumnezei. Acum scrieți pentru voi cântarea aceasta și învață-i pe fiul lui Israel să o cânte, pentru ca astfel cântarea aceasta să fie pentru mine un martor împotriva fiilor lui Israel. Când îi voi duce în țara unde curge lapte și miere, țară pe care am promis-o strămoșilor lor. Și când va mânca, se va sătura și se va îngrășa. El se va întoarce spre alți Dumnezeu și le va sluji, iar pe mine mă va disprețui și va rupe legământul meu iar când va fi lovit cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta va mărturisi împotriva lui, pentru că ea nu va fi uitată de gura urmașilor lui. Căci eu cunosc înclinația pe care el o are în inima astăzi, chiar înainte să-l duc în țara pe care i-am jurat-o. În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe fiul lui Sarael să o cânte. El a poruncit lui Iosua, a fiului Nun, zicând, fi tare și curajos, pentru că tu îi vei duce pe fiul lui Israel în țara pe care le-am promis-o, iar eu voi fi cu tine. După ce a terminat Moise, descris cuvintele acestei legi într-o carte, de la început și până la sfârșit, a poruncit leviților care duceau chivotul legământului Domnului, zicând, luați această carte a legii și așezați-o lângă chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru. Acolo va fi ca martor împotriva ta. Căci eu cunosc răzvrătirea și încăpățânarea ta. Iată, ați fost răzvrătiți față de Domnul până astăzi. Când timp a fost în viață în mijlocul vostru? Cu cât mai mult, deci, după moartea mea, chemați înaintea mea pe toți bătrânii seminților voastre și pe toți supraveghetorii voștri. Voi spune în auzul lor aceste cuvinte și voi lua ca martori împotriva lor cerurile și pământul, fiindcă eu știu, că după moartea mea, sigur, vă veți perverti și vă veți abate de la calea pe care v-am poruncit-o. În zilele de pe urmă, va veni nenorocirea peste voi, dacă veți face ce este rău înaintea ochilor Domnului, mânindu prin lucrarea mâinilor voastre. Apoi, Moise a receta până la capăt cuvintele acestei cântări, în auzul întregii adunări al lui Israel. Hai să ne punem în locul lui Iosua. Ce rost mai avea lucrarea lui? Ce rost mai avea citirea publică și periodica a legii? Ce rost mai avea memorarea cântării lui Moise? Dacă Dumnezeu i-a anunțat că se vor răzvrăti împotriva lui, ți dori să fii în locul lui Iosua? În primul rând, Iosua este chemat așa cum ne spunea și David, să lupte pentru ca generația lui să rămână aproape de Domnul. Să fie un zid în calea răzvrătirilor poporului, așa cum a fost și Moise. Dar atenție! Iosua nu este chemat să fie copia lui Moise. Nu este chemat să facă același lucruri pe care le-a făcut Moise. Nu este chemat să-l depășească pe Moise. Moise a primit cinci talanți din partea lui Dumnezeu. Iosua unu. Avem cinci cărți în urma vieții lui Moise. Avem una după Iosua. Moise a fost preot, profet, conducătorul poporului. Iosua a fost doar generalul. Iosua nu a fost copia lui Moise. Dar amândoi au primit o misiune care se întâlnea, era comună. Să fie un fel de zid în carea răzvrătirilor poporului. Și o să o înțelege chemarea lui Dumnezeu și foarte repede și o însușește și rămâne lângă această alegere, încât până în ziua morții, înainte să fie îngropat, el le spune poporului, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. La ultima adunare generală a bisericii, în octombrie, am pus înaintea dumneavoastră toate lucrările bisericii în care noi spunem că ne lipsesc oameni, că avem nevoie de oameni și să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i ridice, ca Dumnezeu să ne-i dea. În timp ce studiam acest text, m-am întrebat de multe ori, Doamne, dar cine ar mai vrea să se implice în lucrările bisericii? Dacă în ziua în care noi ne-am rugat pentru ei, le-am încredințat responsabilitatea, tu i-ai întâmpinat așa cum l-ai întâmpina pe Iosua, cine și-ar mai dori să te slujească. Mă întreb dacă eu s-a mai dormit în noaptea aceea. Sau după cât timp a ajuns să doarmă din nou o noapte întreagă. Oare ce s-a rugat când a rămas singur? Știa și de la Moise și de la Dumnezeu că se urma să moară. Și într-un fel o să rămână singur în slujire. Era o măsură în care era nou, lucrurile au noi pentru el și urma să rămână singur. Și unul din lucrurile pe care slujitorii lui Dumnezeu le mărturisesc e că la pachet cu chemarea de a sluji pe Dumnezeu vine și o doză de singurătate. Inevitabilă, necesară și sănătoasă. Atenție! Nu încurajez izolarea în slujire, pentru că cred că ne ucide. Dar există și cred că avem nevoie de echipe în oricare lucrare a bisericii. Dar există o măsură de singurătate, în slujire, care este inevitabilă și care este sănătoasă. Și vreau să vă dau două exemple. Primul este un contemporan de al nostru și al doilea este din scriptură. O să, cu, o să încep cu contemporanul nostru pentru că e mai scurt. Tim Keller, anul ăsta pleca la Domnul, a avut o lucrare extraordinară în New York s-a extins într-o mulțime de țări. Și, și, la noi se traduc o grămadă din cărțile lui, tot mai multe. La sfârșitul unei, unui interviu despre lucrarea lui, cel care îi punea întrebări, a încheiat în felul următor. Spune un cuvânt de încurajare pentru cei pastorii care trec prin anotimpul deznădejde, pentru că toți trec pe acolo. Spune-ne despre un moment dificil din viața ta, și el a ales o perioadă de după atentatele teroriste din 11 septembrie. Și el spune, în aceeași perioadă s-au întâmplat mai multe lucruri. Aproape toți membrii echipei de slujire a bisericii au ajuns la epuizare. Echipa a fost aproape să se dezbine. El era diagnosticat cu cancer, era cu tratament și tot ce putea să facă pentru biserică era să predice și nu mai făcea altceva nimic. Soția lui era diagnosticată cu o bolă gravă și a avut o mulțime de intervenții chirurgicale și situația ei se agrava. Și el spune, m-am gândit să renunț, dar nu-i puteam spune. Că am simțit că aș fi dezamăgit-o, că aș lăsa biserica ca să mi îngrijesc pe ea. Dar nu le puteam spune nici celorlalți, că aș fi trădat-o pe ea, că discut cu ei fără să vorbesc cu ea. Spune el, pentru vreme m-am dus înainte singur, dar singur cu Dumnezeu. Și el spune, atunci am învățat să mă rog. Atunci s-a adâncit viața mea de rugăciune. Și n-aș da lucrul la pentru nimic. Atunci am învățat să mă rog, cu adevărat. Al doilea exemplu de om care a simțit această singurătate în slujire este Remia. A trăit cu 2000, 2700 de ani în urmă. Era un adolescent, 16-18 ani. Când a fost chemat de Dumnezeu să fie profetul neamurilor, venea dintr-un sat, de lângă Ierusalim. A lucrat pe timpul ultimelor cinci împărați, înainte de robia babiloniană, înainte ca Ierusalimul să fie cucerit. Lucrarea lui publică a început cam în aceeași perioadă cu renovarea Templului, pe vremea lui Iosia, în urma descoperirii cărții Deuteronom. Și Ieremia a mers mult mai departe decât regele. El a condamnat reforma care a fost doar de fațadă, schimbările care erau doar la exterior, predicile, rugăciunile care erau lipsite de puterea lui Dumnezeu, slujbele, sărbătorile care erau dezinteresate de Dumnezeu, erau doar eforturi umane. Și niciunul dintre noi n-a trăit într-o perioadă mai întunecată decât Ieremia. Niciunul dintre noi nu cred că și-ar dori ca fiul lui să fie predicator în vremea în care a fost. Ieremia. Toate lucrurile bune care au fost încredințate de Dumnezeu poporului au fost călcate în picioare și înlocuite cu falsuri. Templul, preoții, jerfele, totul a fost înlocuit cu ritualuri și cu substitute păgâne. Și Ieremia a fost fiul unui preot într-o vreme în care era cel mai greu să fii preotul lui Dumnezeu. Când toți cei la alții, spatele lui Dumnezeu am ales pe Ieremia pentru că despre viața lui interioară avem cele mai multe informații dintre profeții Domnului din Vechiul Testament. Este omul care îți spune cel mai mult ce s-a întâmplat între două predici. Ce a trăit între ele. Ceilalți, în mare parte, doar îți consemnează ce a vorbit Domnul. Fără să-ți spună cât i-a costat să transmită mesajul Domnului. Dar Ieremia o face. Se întâmplă un lucru interesant. La început Dumnezeu îl lasă pe Eremia să simtă povara lui. Și apasă tot mai greu. Și Eremia reacționează, plânge, urlă, strigă de durere, se ceartă cu Dumnezeu. Și lucrurile continuă așa. Și Eremia e, e numit profetul lacrimilor. Dar nu pentru că el era mai slab decât toți băieții tari din jurul lui. Și el plângea mai repede decât o făceau toți ceilalți. Pentru că el știa inima lui Dumnezeu. Și el plângea pentru păcătoși. Și îl durea ceea ce vedea în jurul lui. Și la o citire mai atentă a textului, descoperim că de fapt Dumnezeu plângea mai des decât Ieremia. Că Dumnezeu plânge mai des decât toți slujitorii lui. Și Ieremia nu făcea decât să exprime durerea lui Dumnezeu, pentru că a ajuns să o cunoască. Și la un moment dat, pe parcursul cărții Ieremia se oprește nu mai plânge pentru prețul pe care îl plătea el. nu își mai plânge durerea lui, ci plânge doar durerea Domnului. Și ajunge să își creadă mesajul, să-l trăiască. Era în închisoare și își cumpără un teren din satul natal pe care stătea armata babilonienilor ca să declare în ochii tuturor că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini Că nu babilonienii au ultimul cuvânt, Dumnezeu are ultimul cuvânt și El își va împlini promisiunile. Și cred că și eu o a trăit ceva asemănător. În singurătatea cea care urma după ce Moise pleca la Domnul, eu l-a întâlnit pe Domnul. Bănuiala mea e că a fost unul din primii care au învățat pe de rost cântarea lui Moise și s-a lipit de inimă și el și-a lipit inima de Domnul. Acum, într-un fel aș putea încheia predica aici. Să vă spun, este e exemplul lor, ăștia sunt uriașii lui Dumnezeu, faceți ca ei. Reușește? Cine mai tare? Care sunt uriașii dintre noi? Dar, oricât de valoroase sunt exemplele lor, ei sunt niște oameni care au plecat la Domnul și tot ce ne-au rămas tot ce ne-au lăsat este mărturia lor. Și dacă aș încheia predica aici, v-aș lăsa la jumătatea drumului. În cel mult, în cel mai bun caz, la jumătatea drumului, niciodată la destinație. Dincolo de aspectul personal, dincolo de singurătatea pe care Iosua a simțit-o, de chemarea să lupte ca generația lui să rămână aproape de Domnul. Iosua a fost doar un indicator Spre adevăratul conducător, spre Isus Hristos. Moise se apropia de moarte, dar el deja l-a anunțat pe profetul asemenea lui, pe care Dumnezeu trebuia să-l trimită. Și în capitolul 12 al epistolei către Evrei, după ce a adus mult mai multe exemple decât mine, Autorul se oprește și ne spune: Este unul singur la care trebuie să vă uitați, spre care să vă ațintiți privirea, spre Isus Hristos. El este cel care inițiază, este cel care desăvârșește credința noastră. Și în felul ăsta, El ne ajută să ne, să privim într-un mod sănătos la oameni, dar să nu facem idol din ei, să învățăm de la ei. Dar să știm că, cel din urmă, orice om ne, de, ne va dezamăge. Dar nimeni nu-l poate înlocui pe Isus Hristos. Singura nădejde și a poporului atunci și a lui Iosua, noul conducător, și a noastră E să ne agățăm de Isus Hristos Dacă Iosua a fost noul conducător al poporului, Iisus este adevăratul conducător Dacă lui Iosua i s-a poruncit să citească legea, Iisus este împlinirea legii Dacă Iosua a fost împuternicit pentru slujba lui și a fost anunțată răzvrătirea poporului Isus ne promite să fie veșnic cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor, să ne împuternicească și El este soluția și pentru răzvrătirile noastre. Pentru toate răzvrătirile noastre. Întâlnirea de pregătire a predicii din această săptămână, Gabi a pus o întrebare care mi-a rămas în minte și m-a urmărit. Oare, cum l-a întâmpinat tatăl pe fiul înainte de întrupare? Oare și în Sfânta Treime a avut loc o astfel de discuție de genul celei pe care Dumnezeu a purtat-o cu Iosua înainte să-l trimită în slujbă? Oare și tatăl a povestit cu fiul? Și acum noi putem răspunde cât de departe ne duce imaginația. Fiecare dintre noi poate să spună unde a ajuns. Duminica trecută am văzut că lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Și Dumnezeu ne descoperă câte ceva, o parte din discuțiile care au loc în Sfânta Treime. După Deuteronom 31 a fost compusă o cântare. Oare, după discuțiile din Sfânta Treime, despre ce înseamnă misiunea Fiului, întruparea Lui. S-au scris cântări? O grămadă. Gândiți-vă la cântecele robului Domnului din Isaia. Sunt patru pasaje pe care noi le numim cântecele robului. Și în tot acest timp Fiul era acolo. Duhul Sfânt îl inspira pe Isaia să pună în versuri concluziile discuțiilor din Sfânta Treime. Și Fiul auzea. Vedea cum le scrie Isaia. Gândiți-vă după întrupare, când era un copil pe străzile Ierusalimului și băieții mergeau în sinagogă ca să citească legea, scriptura și ajungea să citească cu voce tare. Gândiți-vă la momentele când ajungea în dreptul pasajelor care descriau misiunea robului Domnului. Erau despre el. Gândiți-vă la Isaia 53, unul din cântecele robului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, o al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți ai fața de la el și noi. Nu l-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asupri, a suprinat n-a deschis de logura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o aimută, înaintea celor ce o n-a deschis de, logura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe, pământul celor vii și lovi cu moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi, mormântului, la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsea niciun vigleșuc în gura lui. Ajuns la maturitate, i-a pe cei 12 pe urmele lui și a folosit limbajul Vechiului Testament ca să-și descrie lucrarea, ca să-și anunțe moartea. În Evanghelia după Matei, de trei ori Isus își vestește moartea și de fiecare dată o face folosind limbajul Vechiului Testament. Și ei nu îl pricep. Îl contrazic. Vă să aminte la Petru? Ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Pentru că ei nu gândeau în aceste categorii. Când ei au adormit în grădina Ghețimani și pe ce l-au părăsit, el a rămas singur și a continuat discuția lui cu tatăl. Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Când era pe cruce, din nou singur, și-a continuat discuția cu tatăl, împrumutând cuvintele psalmilor. Și-a strigat prin cuvintele psalmilor cea mai mare singurătate care poate fi trăită. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și așa a murit, rostind cuvinte din psalmi. Dar în același timp, Fiul lui Dumnezeu, cum ne spunea și David, avea înainte o bucurie mult mai mare pe care o știa. Iată cum continuă Isaia 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urma și va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a... Ce a fost spus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele, în termenii din Deuteronom, răzvrătirea multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Dați-mi voie să pun încă o întrebare. Oare adevăratul conducător al Bisericii, Isus Hristos, poartă o discuție similară cu urmașii lui? cum a purtat Dumnezeu cu Iosua, cum a purtat tatăl când l-a trimis pe fiul în lucrare, la fel ca și Deuteronom 31 și Evanghelia după Matei, ultimele versete din carte vorbesc despre o predare de ștafetă. Iisus se va înălța la cer, își împuternicește urmașii, apostolii devin noi conducători ai bisericii, ei sunt chemați să transmită nu legea Vechiului Testament, ci să învețe pe ceilalți poruncile lui și Iisus promite că va fi cu ucenicii lui în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Toate ingredientele din Deuteronom 31 par să fie acolo, mai puțin unul, răzvătirea poporului. Oare și răzvătirea este acolo? Da, a fost deja. Când a stat la masă cu ucenicii săi, Iisus le-a spus că îl vor părăsi. V-ați gândit vreodată că marea trimitere a fost încredințată celor 11 fugari din grădina Ghețimani? Că al 12-a a dezertat cu totul și s-a spânzurat. L-a părăsit. în a întors spatele lui Hristos. Și lecția e aceeași. Încrederea nu poate fi pusă în oameni, nici atunci, nici astăzi, ci numai în Cel care este veșnic cu noi în fiecare zi. Și El ne promite, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. În orice moment din istorie ne-am uitat la oamenii pe care Dumnezeu îi alege, o să fim surprinși. Pentru că Dumnezeu se uită la inimă, nu la ceea ce îi zbește ochiul. Dar mai mult, dacă ne cunoaștem bine inima, ar trebui să recunoaștem, să declarăm că noastră de a fi ucenicii lui Hristos este mai surprinzătoare decât alegerea oricărui rege, oricărui profet, oricărui preot, oricărui slujitor de pe parcursul întregii istorii sau întregii scripturi. Spuneam că răzvrătirea a fost înainte de Marea Trimitere, dar vestea proastă este că n-a încetat după înălțarea lui Isus. Și astăzi, sora Stella se ruga pentru Fii risipitori ai bisericii. Și astăzi, în ceea ce noi numim biserică, sunt dezertori, pe față sau pe ascuns. Oare ce spune Fiul lui Dumnezeu despre biserica de astăzi? Vă să ne gândim la pildele din Matei 24 și 25, când el a vorbit cu bătaie lungă, până în ziua judecății. El spune că stăpânul a încredințat o responsabilitate robilor săi. Și sunt două feluri de robi. Unii care își împlinesc responsabilitatea și rob răi, necredincioși, care nu își împlinesc responsabilitatea primită. Sunt zece fecioare, cinci chipzuite, cinci nechipzuite, toate spun că l-așteaptă pe mire. În pilda talanților, doar doi robi înmulțesc averea stăpânului, unul în în pământ, și își vede de viața lui. În ziua judecății, o mulțime pretind, când te-am văzut, când nu am făcut? Când am făcut? Dar el desparte pe unii de alții ca oile de capre. Și unii rămân pentru toată veșnicia cu diavolul și alții sunt a lui pentru toată veșnicia. Mesajul pe care ei trebuiau să-l audă atunci, atât Iosua cât și poporul, este mesajul pe care trebuie să-l auzim și noi astăzi. Dumnezeu este adevăratul conducător al poporului său. Și prin fiul său, Isus Hristos, El ne promite să fie alături de ucenicii Săi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și ăsta e lucru care trebuie să ne dea curaj. Să-i chemăm și pe alții pe urmele Lui. Amin.